La sat, ajunul Boboteței are anumite obiceiuri care sunt păstrate în amănunt de gospodine. Se pregătește o masă asemănătoare cu masa din ajunul Crăciunului. Pe masă se așternă o față de masă, aleasă special pentru acest moment. Sub fața de masă se pune fân sau o tavă, iar pe fiecare colț câte un bulgăre de sare. Deasupra se așează 12 feluri de mâncare: colivă, bob fiert, fiertură de prune sau perje afumate, găluște umplute cu crupe, borș de urechiușe, borș de pește, pește prăjit, plăcinte cu varză acră, plăcinte cu mac și așa mai departe. Până la sosirea preotului cu Iordanul sau Chiralesa, nimeni nu se atinge de mâncare, iar imediat după sfințirea mesei, parte din bucate sunt adăugate în hrana animalelor, pentru a fi protejate de boli, la fel fânul și bulgării de sare. Ajunul Boboteței era odinioară și un moment favorabil farmecelor, descântecelor și altor practici magice. Dimineața, înainte de aprinderea focului, se strângeau cenușa din sobă și gunoiul din casă, pentru a fi păstrate până în primăvară, când se presărau pe straturile cu legume, pentru a le face rodnice. Aghiazma luată de la preotul care venea cu Iordanul era folosită pentru a feri familia de farmece, de boli și de duhurile rele. Se credea că dacă în dimineața ajunului de bobotează pomii erau încărcați cu promoroacă, aceștia vor avea rod bogat. În această zi se spune că nu e bine să existe certuri în casă și nici să se dea nimic ca împrumut, nici măcar jăratec din focul din vatră.